se consideră unghiul ascuțit X sau Y. Așa. Uitați-ne aici. Uitați, am scris acolo la 19. Și noi un pic, da? X, O, Y. Y, da. În bun. În semiplanul determinat de OX, în care puneți nu se află Y, O. În semiplanul determinat de OX, în care nu se află Y, ține un punct A. Bun. Astfel încât unghiul AOY este un drept. Da, bun. Se construiește semidreapta OB. Bun. În interiorul unghiului AOX. Exact. Astfel încât unghiul AOB congruent cu BOX. AOB. Bisectoare. Calitatea da? Bisectoare. Bun. Aflați măsura unghiului XOY știind că măsura unghiului XOB este cu 20 mai mare ca măsura unghiului XOY. Deci, măsura unghiului XOY trebuie să o aflăm, știind că măsura unghiului XOB este cu 20 mai mare ca măsura unghiului XOY. Așa, da. XOY ăsta este. Da. Da. Și ăsta de aici. XOB-ul, da, e cu 20 mai mare. El e mai mare. El e mai mare, nu? Cine? Cum scrie în relație? XOY, da? Nu, XOB. XOB. Cu 20 mai mare ca XOY. Adică, dacă notăm pe ăsta cu, nu tot cu X, să zicem, cu amic ca măsură, unul ăsta, ăsta de aici este A plus 20. Păi, înseamnă că noi am făcut bine. A plus XOB plus 20 egal cu XOY. XOY, da. Da, bun. Deci, ăsta este A plus 20. Hai ca să scriu mai scurt așa. Da. A plus 20. Ăsta de aici tot A plus 20. Da, dar acum gata. Da? Bun. În total am 3A plus 40 este egal cu 90. Că e un A, un A, un A și plus 40. Și noi cum ne-a dat? 3A. 3A plus 40. 40. 3A. Egal cu 90 de grade. Păi așa am scris noi inițial, dar nu a fost bine. Nu ne-a ieșit. Adică lucrul nu ne-a ieșit. Ne-am oprit noi. Ia, da, hai să vedem. Stai că ceva nu hai să mai vedem o grafă. Ce mai citești de la programul? Așa. XOB. Deci aflați măsura lui XOY, da? Da? Știind că XOB-ul este cu 20 de grade mai mare ca măsura lui XOY. Deci el are 20 grade de A. Da? Dacă e cu 20 mai mare. Da? Da. Mai mult. Deci asta înseamnă plus 20. A plus 20, A, 3A plus 40 egal cu 90, adică 3A este egal cu 50 de grade. Da. Și atunci A, îl aflăm câte grade înseamnă. Acum am ajuns și noi, dar... Așa am ajuns și noi, dar de ce... De v-ați speriat de ce... Că n-am dat exact. Păi, dar noi putem lucra și cu minute și cu secunde. Da, dar stai puțin, ce-am schimbat noi? Parcă ziceți la fel ca noi. Ai zis că măsura lui XOB plus 20 e XOY. Așa. XOB plus 20. Da, XOB. Deci, dar XOY, vedeți, am scris bine, domnul profesor. XOB, a zis la XOB plus 20. Plus 20, da, face cât XOY. Păi bine, da, nu? Și unde am greșit noi? Dar nu știu unde sunteți. Păi da, și am înlocuit aici, ca să fie demonstrat. Ia, stați puțin. Uitați, măsura unghiului AOY, știam că 90 de grade. Da. AOY, știam. Pe de altă parte, măsura, uitați, AOY, exact cum ați făcut și dumneavoastră. Da, da, da. Pe de altă parte, măsura lui AOY, informată din AOB plus BOX plus XOY, corect? Bun, bun. Cum ăstea două sunt egale, asta are calitate de bisectoare, da. Rezult, pot să scriu din două ori măsura lui BOX, da, în loc de AOB, da, plus măsura lui XOY, e 90 de grade. Exact. Doi pe lângă și am înlocuit aici, iar poate aici n-am făcut bine. Păi doi pe lângă XOY. Așa e bine, cum a făcut domnul profesor. XOY. Da. 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 Aici poate l-am scos bine, ia plus să vedem. 20. Mihaela, păi așa am pus, că noi așa am pus. Da. Haide. Haideți să vedem aici. Deci unde am greșit? Că doar chestia din... Păi nu, că plus 20 am pus prima dată și după ce am schimbat. Dar haideți să vedem cine nu scrie bine. De aici am scos. XOB este egal cu... Uitați, din relația asta. Da, 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 același lucru dacă împărțeam. Măsura lui XOB este egal cu măsura lui XOY minus 20 dacă aici e plus OB. Hai să ne hoț plus 20, să ne hotărâm. Deci XOB-ul plus 20, XOB-ul plus 20 este XOY, cum am zis noi, da? Da. Păi și acum, dacă scoate pe XOB?
Și doresc tot XOP, ca da, fiind de, ca să-l înlocuiesc de 2 ori XOP. Și atunci e minus 20. Plus XOB, ai și YXO... XOY. Așa. Nu, nu acolo vă încurcați, aici e problema, aici e explicația. Deci, dacă relația asta e pusă bine, ce, de ce nu e bine aici? Că doar... Păi mai era, să vedem încă o dată. Deci de două ori asta, de două ori asta, de două ori asta, așa e. Da, de două ori asta. Și asta i-am pus 20. Da. Și de ce aici ai XOY minus 20? Din relația asta, înseamnă că asta nu-i bun. Dar tu afli aici, tu afli pe X, o Y. X, o Y. Da. Noi avem tot pe X, o Y, tot au. Da. 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 Înseamnă că asta nu-i bună, înseamnă că X, o B minus 20 X, o Y. Să ne hotărâm atunci. X, o B minus 20. Păi cum am făcut noi bine, cum a zis și Daria, da, măi. Da, da. Ne-am făcut bine. X, o B minus 20. Minus 20. Mai mare. Păi da. Aici. Aici, și aici plus. Așa, așa. Și aici a fost și aici iese, că noi așa da, am și lucrat. Da, dar da, 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 uite că e mai corect cum faci, domnule. Da, e adevărat cu A și cu 2 A. Mai simplu, nu e mai X, O, Y, două ori și mulțești. Dar trebuie în încărcături. Exact, da. Da, da, da. Așa am și lucrat, așa e foarte. Așa. Și fă acum, pune A, a pus 20, dar uite cum zice domn profesor. Da? Și atunci, repede, am schimbat relația. 3A plus 40 egal cu 90, 3A egal cu 90, A egal cu 50 grade împărțit la 3. 16 grade și 40 de... Hai să vedem cum facem noi, cum venim acolo. Cum facem? Mă, problema ta. Deci, să zicem, 40 de câte ori? O dată. O dată. Rămâne 20 din 8 ori 3. 6 ori, da? 6 ori 3, 18. Rămân 2 grade. 2 grade înseamnă câte? 120 de minute. 120 de minute. 120 împărțit la 3. Poți să le scriu 120 împărțit la 3. Merge. 120 împărțit la 3 face 40. Deci 18 grade și 40 de minute. Iată, acesta este. Da, deci, ca idee, acolo putem să ne înțăm la aia, că am lungă și surfasă și mergem așa. A? Dar e la fel de corect, aici nu, da, da, nu ești nici într-o contradiție. Dar tu scrii așa pe figură ca să scrii mai ușor. Scrii pe figură ca să scrii mai ușor. A grade, A grade plus 20, A grade plus 20. Și, în total, 3A plus 40 egal cu 90 de grade. Da. 3A grade, da? Și de unde A grade este egal cu 16 grade și 40 minute? Da. Da, da, n-am ajuns în contradicție. La noi s-au împărțit, noi aia poate n-am scris bine. Și sunt foarte puac. Și deja 3 ani scris în parte, hai să mai facem un gata. Da. Dar se temă. Dar ei ziceau că e corect așa. Da, și da, nu. Cristina făcea 50 de precii, asta n-a făcut bine. Nu e ușoară viața de profesor. Mai no, bine. Am făcut ceva probleme. O miche cui. Vă mulțumesc frumos. Mergeți pe suplimentar. Acum problema Dariei urmează. Da. Cu câte mai ai? Una, nu? Hai, repede. Daria, hai, Daria urmează. Avem așa. Fie un jeric. Cum? El are așa, vedeți că are o... Am presimțire că s-a mai întâmplat același lucru, același moment. Acum? Da. Da, ca și cum s-a mai întâmplat asta odată. Vedeți, el poate... Și eu mai împățesc. Da. Acum a ta, Daria. Hai, citește. Fie un jeric. Mă, mănânc și nouă fă congruente și adiacente complementare. Deci, mă, unghiul. Unghiul, mă, mănânc. Mă, o, și nouă fă. Plus măsura, da? Da. Plus măsura lui. Și nouă fă. Congruente și adiacente complementare. A, sunt și congruente. Oare ce înseamnă asta? Nu, domn profesor, nu trebuie să scrieți măsura. Cum să scriu? Adică bun, nu ai unghiul, fără adunarea, fără nu ai unghiul, unghiul la acesta, dar nu ai măsura, da? Adică, nu, nu, am renunțat. Deci unghiul mă oră. Congruentul. Așa merge. Așa merge, da? Congruent cu unghiul mă. Sunt congruente. Sunt și adiacente complementare. Oare ce înseamnă asta? Nu știu asta ce înseamnă complementare. Complementare, oare ce înseamnă? Adică atunci când ele sunt au 90... Adiacente înseamnă că-s vecine, nu? Da. Au și am 90 de grade. Nu știu, hotărăști voi, băi. Asta, complementare. Suplementare ce știm că înseamnă? Suplementare. 180 și complementare? 90. 90, corect. Da, da, foarte. O, nu 90. Care e latura comună? O, N. O, N. Nu, O, P înseamnă că... M, O, N, N, O, P și atunci... O, N e comună, e în interior, înseamnă că M, O, P. Așa o să desenăm. Uitați. Știm deodată. M, M, O, O, P. P. Cum ne-am dat seama de asta, domn profesor? Uitați, observăm că și la unul și la alta O, N este comună, asta înseamnă că ea e pe interior. Da. Ați înțeles? O, N, O, N.
și M și P sunt la torvicele, două P și O, M. Și dacă e congruent O, N, ce-i, domn profesor? Nu știu. Dacă sunt congruente unghiurile astea. Cum să o duc pe asta, Davide? O, N. Care să vrea să împartă unghiul ăsta în două pe congruent. E bisectoare! Dacă sunt congruente, e bisectoare. Asta ne transmite. Ce s-o puncta, domn profesor, bisectoarea? Gata, așa. Ana, trebuie să o ce punctat, pentru că nu spune că bisectoare. Nu zice, dar dacă... Ne-am dat noi seama repede. Din informațiile care le-a dat. Informațiile de până acum, fiindcă unghiurile sunt congruente. Astea două sunt congruente, Daria. Deci cine le împarte în unghiuri congruente? Bisectoare. Nu e bisectoare. Și o transformă pe un lucru bisectoare. Faptul că avem acest mesaj, asta am tradus eu. Și da. Sunt și complementare, e clar. Exact. Bun. Scrieți acum măsura, sau ce scrieți? Măsura lui MO până 90. Stai să vedem ce am descoperit. Măsura lui MO până egal cu 90 de grade. Da. Nu auzi că e complementare. Și acum, O-N este bisectoare. Am descoperit noi, așa că scriem. O-N. Ca și cum ne-am apucat de lucruri, da? Exact. O-N bisectoare. Bisectoare. Și asta înseamnă că măsurile... Știu cât este fiecare unghie în parte? Știu. Dacă știu că aia e bisectoare și unghiul mă opui 90, dar ea? Da. Cât e mă O-N? O-N o să fie 45. Și la 45, că sunt bine. Deci măsura lui... Cui? Dacă te încață, mă... Măsura lui MO-N este egal cu 45 de grade. Este egal cu măsura lui MO-P. Măsura celuilalt, a lui MO-P. Și egal cu 45. Și egal cu 45 de grade. Bun, ce mai știm? Și OS și OQ semidrepte opuse. Opuse cui? Semidreptelor OM și respectiv ON. Deci OS e al lui OM opusă. Uite, dar reau. Așa se traduce, Daria. Deci O... Mă. Tu, David, nu mai urmări. Nu, că el face tema lui. Știți că dacă am intrat așa... Da, am înțeles. Deci nu aici. Și pui aici, da? Și uite, Daria, cum trebuie să traduci. O, S, se îndreaptă opusă lui O, M. O iei pe prima cu prima. Da? O, S, opusă lui O, M. Asta ce înseamnă? Asta e și sensul ăsta. Și opusă înseamnă așa. Așa, opusă. A, O, M. Da? Da. Alu, o să lui om. O să. O să. Mai citește data acum, următoarea care, Daria. Și OQ. Da. Semidrepte opuse, semidrept. A, și OQ este opusă lui ON. ON. Acum de la ON, o văd cu zi. Și opusă, o duc în prelungire. Poți să zici care sunt gândurile opuse la vârf, Daria? Q, Q, domnule. Care sunt coliniare? Zi două drepte coliniare de acolo. Coliniare, cum zic, zic bine, domn profesor? Două drepte, care se intersectează. Da, da, care au punctul comun. O comun și au calitatea că se opus. Mă, O, nu, stai, N, O, P și Q, O, S. N, O, P, N, O, P, nu. Nu, dați-mi voie ca să... Da. Deci, Daria, ai zis N, O, P, cu cine? Cu Q, O, S. Cu Q, O, S. Ca să fie adevărat ce ai spus tu, ar trebui ca laturile unghiului ăsta și cu acestora să fie în prelungire. Și nu sunt. Nu sunt în prelungire. Deci, trebuie să ne gândim așa. Unghiul opus la vârf, avem două semidrepte. Care se taie într-un punct, da, și că unde ai tu două semidrepte pe figura asta? Care se două drepte, pardon. Care se interpretează într-un punct, O. Ia uite la M, S și la Q, N. M, că de-aia le-ai dus în prelungire. E o dreaptă acum. M, S și Q, N, cum? Se interpretează, nu? O și S. E o dreaptă. Q, O, N și M, O, S. Așa, corect. M, O, S, Q, O, N. Ele se interzirează nou. Și ce fel de unghiuri formează? Opuse la? Care sunt unghiurile congruente? Așa. Deci, insistăm, da. Aici un pic, da. Deci, insistăm să înțelegem bine. Uite la domn profesor. Dacă am dreaptă, dreapta de 1 și cu dreapta de 2, s-au întâlnit în punctul O, ele formează unghiuri opuse la vârf. Iată, astea două și celelalte două. Da? Și astea de două, tot unghiuri opuse la vârf. Ele sunt unghiurile opuse la vârf, sunt congruente. Ei bine, aici tu când te-am întrebat care sunt unghiurile opuse, trebuia să ții cont că M, O și O să sunt opuse, semidrepte opuse, deci opuse. Formează o dreaptă. La fel, O, Q cu O, N
urmează o dreaptă și nu aveai decât asta să vorbești. Astea două unghiuri sunt unghiuri opus rabă. Da? Bun. Mai departe. A. Amic. Calculați măsurile unghiurilor mână. Deci măsura lui mână. Măsura lui S-O-Q. Măsura lui M-O-Q. Măsura lui M-O-Q. Și măsura lui S-O-Q. Și măsura lui S-O-Q. Și acum că am discutat atâta pe problemă, ia vezi. M-O-N de cât am zis că e gare? M-O-N e 45 de grade. Cu cine e pus acolo? Asta înseamnă că cine e 45 de grade? Uite pe figura lui. Imediat. Dacă spuneam altui, tu săreai la mine. Exact. Și n-ai voie spune. Asta e domnul ăsta, dar nu s-o pus, l-am vorbit mai devreme. N-am zis că sunt coliniare și se numesc în... Deci ăsta e 45 de grade. M-O-S. M-O-N, uite, ați aflat. M-O-N, da, este 45 de grade. S-O-Q, S-O-Q l-am aflat și pe el, nu? 45 de grade și până, o puse la V. Acum, M-O-Q. Ia să vedem. M-O-Q. M-O-Q este... pot să fac M-O-Q care este 180 de grade minus 45. M-O-N? M-O-N, e sigur că da. Cum poți să faci? Dar faci sigur că așa. Deci este cum se cheamă împreună? Fiind de astea în prelungire, cum se numește, cum se numește aceste două unghiuri, M-O-Q și Q-O și M-O-N, cum se numesc ele? Adiacente, zidarea, că-s vecinii, asta te întreabă. Adiacente, suplementare. Asta spune. Deci, acum vă spun așa, măsura lui M-O-Q, M-O-Q este egală cu măsura lui Q-O-N, egal cu măsura lui Q-O-N minus măsura lui M-O-N minus măsura lui M-O-N adică 180 de grade minus 45 de grade care este egal cu 135 de grade egal cu 135 de grade. Așa. Și măsura lui S-O-P S-O-P ai zis S-O-P S-O-P, a, care e la lui S-O-P? Măsura lui S-O-P. Este M-O... Măsura lui... Măsura lui M-O-S minus măsura lui M-O-P? Corect. Dar cu siguranță zici asta. Da? Este egal cu măsura cui? M-O-S. M-O-S. Minus măsura lui M-O-P. Minus măsura lui M-O-P. M-O-P. Măsura lui M-O-P 90 de grade. Și este egal cu 180 de grade minus 90 de grade și este egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. 180 mai sus cu minus 90 și egal cu 90 de grade. Și avem și punctul B. Bine. Calculați măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor P-O-S și M-O-Q. P-O-S. Da. Cât îți zic bisectoarele? Așa, plus. Dacă vreți ca o tăbuloare? La câte grade se duc? Ce părere ai tu dacă e vorba? La 45 de grade. Sigur că da. Și cum pică pe Q-O-N? Ce părere ai cu Q-O-N? Cum pică bisectoarea asta? Cum pică? La fel. Q-O-N. Perpendicular, mama. Exact așa pică. Deci ăsta e 45. Și ăsta e 45. Și atunci eu știu sigur că fac 90 acolo și în felul ăsta, în felul ăsta pot să spun exact cât este unghiul respectiv, da? Deci 90 de grade. Iată. Voi spune repede și pe partea asta altă. Am dus bisectoarea, da? Bisectoarea cui a dus-o? Dividarea, bisectoarea. Am dus bisectoarea Q-O-N. Nu. Q-O-N. Nu, scrie figură, ce zice problemă la B. La B ce zice? Calculați măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor P-O-S și M-O-S. P-O-S am făcut-o și M-O-Q. Și M-O-Q. M-O-Q.
Și biserica lui mă clapa de tot. Trebuie să o știu, trebuie să o afli. Păi știm acolo sus, știm că mă ochiul este 135 de grade. Așa. Și dacă știu de 135 de grade... Împărțim la 2. Așa. Și cât vine ea vezi tu? 67 și 30 de grade și 30 de grade. 60 de minute. Așa, 67 și 30 de minute. Eu o să o dau, nu cu aproximație, dar nu cu aproximație, ar trebui să o duc și foarte exact, o fă exact. Ia măsura unghiului, că este esențial să învățăm să și măsurăm, da? Deci luăm măsura unghiului cu băgdare. Te că ai zis că am și uitat eu. 135 grade. 67 și 30 de minute. Așa. Și acum iată adus bisectoarea. Și trebuie să aflăm unghiul dintre cele două bisectoare, nu? Adică măsura lui, dacă îl notăm, cu X și Y. A, trebuie să aflăm măsura lui X, O, Y. Și atunci se cere unghiul ăsta, așa. A, trebuie să aflăm măsura lui X, O, Y. Așa. Și măsura lui X, O, Y o să fie egal cu măsura lui măsura lui X, O, Y. Y este egală cu măsura lui X, O, S. Măsura X, O, S. Yes. Plus măsura lui M, O, Y. Măsura lui M, O, Y. Adică o să fie egal cu... M, O, Y. Ia să vede dacă ai zis adică bine. Adică o să fie egal cu 45. X, O, ai zis X, O, S. X, O, S. Asta de aici. Da. Și plus măsura unghiului, M, nu. Nu, nu e bine. E bine. Atunci, spune cum e bine. O să fie... o să fie X, O, S plus S, O, Y plus... Dar noi am dus bisectoarea cărunghi? L-am uitat. Bisectoarea cărunghi am dus-o noi adinea ori. M-O-Q. M-O-Q, da? Și atunci cât este unghiul ăsta așa? Cât era unghiul M-O-Q? M-O-Q. 135. Asta, Daria. Deci ăsta e de 60. 60 și câte? 67. De grade și 30 de minute, corect. A, o să fie, o să fie Y, O, Q, plus Q, O, S, plus S, O, X. Deci, unghiul format de bisectoare va fi format din X, O, S, ai zis, nu? Da, deci măsura lui X, O, S. Care este câte grade? Care, 45 de grade. Așa, mama. Plus măsura. Plus măsura lui S, O, Q. Care este și ea? 45 de grade. Corect. Plus măsura lui Y, O, Q. Și măsura lui Y, O, Q. Deci iată, e ăsta, Daria. Da? Unghiul celălalt. Știm acolo tot, nu? Deci tot unghiul, măsura lui... X, O, Y, X, O, Y, să cum înseamnă măsura lui X, O, S, X, O, S, plus măsura cui, ai zis mai devreme? X, O, S, plus măsura lui S, O, Q. S, O, Q. Plus măsura lui Y, O, Q. Măsura lui Y, O, Q. Și este egal cu 90 de grade plus 67 de grade și 30 de minute. 30 de minute, face? Și o să fie 157 de grade și 30 de minute. 157 de grade și 30 de minute. Da? Deci nu a fost grea, dar trebuia să vezi exact ce faci, ce faci, ce faci. Spune-mi o altă problemă.
De la Gabi de mai avem mâna, așa facem, una și una, una și una. Am înțeles. Să plictisesc după aia. Am înțeles. Mă facem sigur acum, nu pot să fac. Eu încep să fac asta și eu mai am o problemă, că nu știu de lucrurile. Da, 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 nu, vei pe alu, da, de aici faci aia ta. Da, da, da. Păi și Gabi ultima și faci aia trecem la a ta. Ok. La figura am întâlnit la probleme. Acum vă citesc, imediat o făceam. Dar știți, nu vrem să facem de asta. Fie semidreptele O, A, O, B, O, C, O, D și O, E în această ordine, astfel încât. Ipoteca avem O, A, O, B, O, B, O, C, O, C, închise în O, să știți cum. Așa, da. O, C, O, D și O, E, O, D și O, E în această ordine. Și O, E în această ordine. Astfel încât. Măsura unghiului B, O, C egal. Măsura lui B, O, C, egal de 9 ori măsura unghiului AOB. 9, măsura lui AOB. A, O, B. De desubt. Măsura unghiului D, O, E, 120 de grade. D, O, E. 120 de grade. Egal 120 de grade. Măsura, nu, unghiul B, O, D, unghiul, unghiul, unghiul B, O, D, congruent cu unghiul D, O, E. Congruent cu D, O, E. Și de desubt. Unghiul, măsura unghiului AOC. Măsura lui A. OC, 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Ca asta să știi și să calculăm în concluzii, măsura unghiului DOC. DOC. Egal cu C. Da. Să pornim de la ce? De la ce știm? De la AOC, de la ce pornim? Păi vedem încă o dată. Deci sunt 1, 2, 3, 4, 5 semidrepte, da? Pornim de la AOC, zic eu. De la AOC, că îl știm din 90. Deci măsura lui AOC, hai să zicem, AOC. Da, luată din 90. Ne închipuim că sunt jurul unui punct, O, I, da, central, da, domn da, profesor. Da, da. A, O, C. Știm că e 90 de grade. 90 de grade, bun. Ce mai știm? Mai știm D, O, E, 120. D, O, E. Dar în ordinea era așa. Da. O, A. O, A. O, B. O, B. O, B acum trebuie să apară. Da, O, B și O, C. Ce știm acum despre O, B? Păi știm că O, B este de 9 ori, B, O, C este de 9 ori, A, O, B, adică într-un fel A, O, B. B, O, C, B, O, C. Este de 9 ori A, O, B. Adică B, O, C e mare. A, O, B ar fi 10 grade. Ar fi 10 grade, da? Dacă ar fi 10 grade, ăsta ar fi B, O, C. Dacă e 9 ori, 9 grade, cât iese? Toate 10 din total, nu? Sigur că... 1 ăla și 9 ăștia, nu? Deci 9, își punea 10 părți. 10 împărți la 9, 9 grade fiecare, da? Da, vede. Ia gândește așa. Zice, unghiul BOC, BOC, ăsta e mai mare, din 9 ori ăsta mic. Da. Înseamnă că dacă este din 9 ori și cu asta de aici, fac 10. 10. 10 înseamnă că 90 împărțit la 10, câte 9 grade. Da. Așadar, o să desenăm asta, să zicem că este un unghi de câte grade aici, nu am desenat de 9 grade. Și punem B pe ea. Da. Și știm, acum știm 9 grade și BOC, gata, știm că e 81. Da. Ce 81, David? Pentru că 100 minus 9 egal cu 81. 90 minus 90. 90. Da? 90 minus 9. Face cât? 81 de grade. Bun. Mai știți că măsura lui B, O, D, B, egal cu D, O, E. B, O, D. De trebuie să pună și pe O, D. Da, acolo. Da. B, O, D. B, O, D, deci D, O ar trebui să fie de... Egal cu D, O, E. Păi știm că B, O, E, nu, B, O, D este 120 de grade. Dar de o, eu știm că e 120, da? Da, păi atunci BOC... De o, e, de o e, unde avem mai 120, da. 120, de... atunci B, CO, DO ar trebui să fie 120 minus 81. Adică cât? 19, adică 39 de grade. 39 de grade. Asta de aici, da? Da, da. 39 de grade. Tot în acolo. Și în clipa asta am BODO, da, de câte 120 de grade. Și BOD-ul e cât DO e. Asta înseamnă cu OD care... Ca, ce calitate are OD în condițiile astea? Davide. Davide. OD-ul, ce este? OD-ul da. Este bisectoare. Așa.
Deci tot unghiul ăsta de la B până aici cât este? De 120, da? Da, faceți și un neafr acum de 120. Da. Și acum îl desenez încă un mâine. D-O-E. Încă un mâine de 120 de grade. D-O-E. 120. Da. De acum am făcut ce trebuia. Bun. Și cine cere? Să calculăm ce? Deci ăsta e tot de 120. Puneți E jos, profesor. E. Și cine vrea, ce vrea măsura lui? D, O, C, C. Dar tu că am aflat-o repede, nici nu te lasă mai face. De când am aflat? E, doamna, dar numai întrebarea asta este? Da. E mai bine. Atât este, da. Numai D, O, C, O. O, A, O, B, O, C, O, D, și O, E. Și O, E, în ordinea asta, au zis, nu? Așa da, spune. În ordinea asta, da. Sunt în ordinea asta. Da. Da. Și O, A, O, B, O, C, O, D și O, E. Dar nu văd rostul O-E. Pentru unghiul B, O, D, O, E, e 120. Cu B, O, D, 120, da? Așa am făcut și noi. Puși ne pe. Da, că da, noi l-am aflat în timp ce l-am calculat. Da, da, noi l-am aflat în timp ce l-am semnat. Dar nu văd rostul construcției acestui unghi D-O-E. Deci D-O-E nu mai este, poate e o greșeală. Nu. D-O-E, de 120 grade. Dar nu m-a mai ajutat deloc D-O-E la aflarea lui C-O-D. Noi l-am aflat din celălalt. Nu? Pentru că unghiul D-O-E, de aceea mă gândesc să măsura viață. Lui A-O-B e egală cu A. A-O-B, odată cu A cunoștut. Da. Măsura lui B-O-C e egală din nou ori A. Și tu scrii așa. Ce-am făcut noi. Măsura lui A-O-B e egală cu A. Scrii. De rezolvare, dar A-O-B egală cu A. Egală cu A mic, nu știm. Măsura lui B-O-C B-O-C e de 9 ori A. 9 ori asta am zis noi. Și A plus 9A egal cu 30 grade. A asta am zis noi. 9 A este egal cu 90 grade. 90 grade. Și măsura lui B-O-C atunci înseamnă că A este egal cu cât 9 grade. Imediat, acum vedem. Da? A egal cu 9 grade. Da. Și B-O-C măsura lui BOC, am spus-o că este, BOC este 81 de grade. 9, da. Da, 81, de 9 da. De grade. Iar cu măsura lui BOD, cu măsura lui BOD, e egal 120 de grade, că așa e dată problema. Așa e dată problema, da. Atunci, dacă măsura lui BOD este de 120, scădem 81 exact. Și dă 39. Atunci, din asta rezultă că măsura unghiului COD, măsura lui COD, egal cu măsura lui BOD, minus BOD, minus măsura lui BOC, care face cât? 120 minus 81? Da, 39. 180, 120. Așa ce e rezolvarea? Minus 81 de grade și este egal cu 39 de grade. Da. Dar sfârșit e greșit. Da, e greșit. Ce? 31. 31, da. 31, da. La fel ni dă cu 9, 90. Și 9 tot la fel, da? Da, da. Dar nu mai are rost lui D-O-E. Ei, nu mai zăbăci ceva. Probabil altă. Da. Acum și facem pe Adalie. Eu mai am două. La mine de Adalie l-am demnat, da? Da. Bun. Deschide. Acum urmărește. Da, da, da. Acum urmărește. Acum urmărește. Acum urmărește. Hai, Daria, lipsează problema ta. Problema 19, la pagina 194. 19, de la? 194. 194. Care e sumă? Fie două drepte.